Corpul de control al prefecturii verifică periodic modul în care primarii își îndeplinesc atribuțiile ca reprezentanței statului, nu ca reprezentanței comunității locale. În ciuda echipelor organizate pe domenii de activitate, comunicarea nu funcționează așa cum ar trebui, ba chiar apar anumite dificultăți. Dificultatea pleacă, probabil că știți lucrul ăsta, și în faptul că inclusiv Ministerul Dezvoltării Regionale lucrează cu autoritățile administrației locale prin intermediul prefecturii. Deci, orice au de comunicat, orice date au de obținut, o fac tot prin noi. Și nu prin Ministerul Afacerilor Interne, ci prin instituția prefectului. Ori ca să centralizăm, inclusiv pe POAD, ca să centralizăm situațiile, ne ia foarte mult timp. Fie nu-i găsim, fie nu sunt documentați, informați și atunci ne creează o dificultate. Mai mult decât atât, o altă dificultate este reprezentată și de resursele folosite în încercarea de a comunica cu reprezentanții administrațiilor locale. Plus resurse, telefoanele, faxurile, ne costă și noi prin buget nu avem prevăzut așa ceva. Pentru a ușura comunicarea între reprezentanții prefecturii și reprezentanții administrațiilor locale, deciziile trebuie luate la nivel central, mai exact la Ministerul Dezvoltării.